Salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod la un ceai cu un herbalist. Am avut ceva probleme tehnice în seara asta. Asta a durat mai mult cu intrapul live. Cum v-a fost ziua? Cum este ziua voastră? Cum s-a desfășurat? Uităm că astăzi este solstițiu de vară. Album Hefin, îi se mai spune în partea nordică a Europei și reprezintă lumina lumii, așa îi se spune. Povestea spune că în perioada asta regele Soare este încoronat de zeița lumii, de zeița pământului, ca fiind zeul luminii, purtătorul luminii supreme. Astăzi este ziua în care lumina este cea mai puternică și ziua este cea mai lungă. Asta se zice că astăzi este ziua în care lumina biruiește întunericul. Este o zi foarte, foarte importantă pentru plante, pentru natură. Este perioada în care toată natura se desfată, se bucură de soare, de lumină. Este perioada în care plantele, ce sunt strâns legate de soare, au cea mai mare putere, cea mai mare potență și este perioada cea mai bună de adunat a lor. O plantă de acest fel este sunătoarea. Perioada asta este perioada ei de maximă înflorire, de maximă putere, până încolo spre sânzâiene. O zi foarte călduroasă astăzi. O zi în care am filmat multe în pădure. A fost o zi foarte obositoare, chiar dacă a fost în pădure, a fost fain, dar obositoare. Eu însăsem la un moment dat să nu mai pot lega cuvintele între ele. Că am așa super stors de energie. O zi frumoasă. Ca temă astăzi am propus prima regulă a herbalismului sau herbaliștilor, mai degrabă. Că noi ca herbaliști lucrăm cu plantele pentru a ajuta oamenii. Asta înseamnă că lucrăm cu oamenii și prima regulă este să nu faci rău. Să nu faci rău atât ție, atât cât și celorlalți, dar să ții cont și de natură. Asta este a nu face rău, trebuie să stabilești echilibru pe toate planurile. Pe cel din natură, pe cel personal, și pe cel social, atunci când vin oamenii la tine să-ți ceară o tinctură, o vindecare, un remediu, ceva care să-i facă bine. Ei bine, asta este și prima frică a noastră atunci când lucrăm cu plantele și când lucrăm cu oamenii. Prima noastră frică asta este dacă recomand ceva, face bine sau nu-i face rău. Pentru că trebuie să fim foarte conștienți de puterea plantelor, de puterea lor medicinală și de puterea lor de intervenție. Asta înseamnă că sunt plante care pot interveni în medicația noastră, pot interveni în alimentația noastră, ne pot schimba ecosistemul, ne pot schimba mediul înconjurător, emoțional vorbind. Ne pot schimba foarte mult plantele, atât interior cât și exterior. Ne pot schimba modul cum interacționăm cu noi și cu ceilalți. Deci, trebuie să fim foarte atenți la cum ne comportăm cu plantele. E bine, se leagă perfect ziua de astăzi. Cu a nu face rău. Solstițiu de vară, când regina îl încoronează pe soare,
Cina de Gades, prințesa, zeița supremă, îi dă puterea asupra noastră de vindecare foarte multă. Și el este cel care are grijă de noi, soarele. În mitologie, vedem cum soarele este elementul principal și este dătătorul de viață. Și fizic, și nu neapărat mitologic. Dacă noi nu am avea soare, nu am exista. Și vedem cum totul în jurul nostru este de a nu face rău. Chiar vorbeam astăzi de cum vin plantele către noi să ne vindece, să ne ajute și vin să ne susțină de asta, de a face bine. Și tot în jurul nostru vedem cât de multă ură, cât de mult război, cât de mult haos este. Vedem în interiorul nostru cât de multă distrugere avem. Noi cu noi, noi în afara noastră, noi cu alții. De când mai avem pace. Și această regulă de a nu face rău nu se mai aplică. De multe ori facem rău atât de intenționat și atât de voit, cât ai impresia că ăsta este țelul tău de a face rău. Pentru că atunci când faci rău cuiva, îți iei o putere foarte mare asupra lui. Îl deții, cum s-ar zice. Îl subjugi. Și este foarte greu să renunți la o astfel de putere, de a subjuga oameni, de a-i avea la mâna ta. Și te-ai folosit cum vrei tu. Schimb, cea mai mare putere și cea mai grea putere, dacă este să vorbim în termeni de putere, este să ajuți oamenii. Să-i ajuți real și să le fie alături. Să-i susții și să-i încurajezi. Prieteni apropiați, prieteni îndepărtați, cunoștințe. Un sfat, o prezență. A scoate noaptea în oraș pe cineva care l-ai văzut o singură dată în viață și trece prin niște momente atât de grele. Îl vezi tors de energie și epuizat și tot. Și doar să-l scoți în natură, în oraș, noaptea. Chit că spatele tău este rupt sau ești obosit, doar a fi acolo. Pentru că și lângă tine sunt oameni care fac la fel. Vin lângă tine și te ajută. Și nu știi povestea lor. Nu știi prin ce trec ca să vină să te ajute. Și noi nu mai ajutăm. Ajutăm doar cu scopul de a avea ceva în schimb. Ajuți un prieten sau o cunoștință, o ajuți cu scopul de a te culca cu ea. De a profita de bunătățile sau aturile sau cunoștințele ei sau de a profita de oamenii pe care îi are și îi cunoaște, de statutul ei social, de absolut orice. Ajutăm oameni doar ca să profităm de ei. Oare îi ajutăm pentru că vedem în ei lumina și că văzându-i atât de frumoși, atât de capabili, îi ajutăm ca să iasă și la suprafață? Îi ajutăm să vadă că
am trecut prin situații atât de grele, încât nu vrei să-i mai vezi pe ei trecând prin astfel de situații și vrei doar să-i încurajezi să își vadă lumina, să aibă încredere în ei. Și când vezi o lumină în ei și o frumusețe în ei, nu este oare frumos să le arătăm asta? Să le oglindim asta? Că am observat în ultima perioadă, foarte puțină lume mai reușește să se vadă. Și foarte puțină lume mai are capacitatea să scoată la suprafață părțile bune din ceilalți. Să le verbalizeze, să le spună, ești frumos pentru asta, asta și asta. Ești minunată pentru asta și asta și asta. Ești deosebit pentru asta și asta și asta. Felul tău de a fi este absolut minunat. Tu, ca ființă, ești absolut minunată. Mai suntem capabili să vedem frumosul în oameni? Despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre a nu face rău și a vedea frumosul în oameni. De a-l înțelege pe om în toată splendoarea lui. Asta ca herbalist, atunci când lucrez cu omul, lucrez cu tot mediul lui. Lucrez cu mediul de acasă al lui, cu mediul de muncă al lui, cu mediul personal, cu mediul intim, cu mediul foarte intim, adică ce este în interiorul lui, cu lumea lui interioară, lucrez cu absolut orice este el, cu toată povestea lui. Îl luăm pe de-a întregul. Asta înseamnă să lucrez holistic cu o persoană. Ce mănâncă, cum interacționează cu oameni, ce îl afectează, ce îl face fericit, ce medicații ia, ce studii are, cum lucrează, cum sunt colegii de muncă, mediul de muncă, relația cu iubita, iubitul, absolut tot. Doarme suficient, visează urât, visează frumos. Pentru că vedem în tot acest ecosistem personal, vedem acele găuri, dezechilibre. Ca herbalist, vii să aduci echilibru în acel ecosistem. Și trebuie să cunoști plantele atât de fain și atât de bine și oamenii. Nu doar plantele, nu trebuie să ne limităm la plante. Cunosc planta asta, o studiez, iau planta. Chiar am dat la sunătoare, un guen cu sunătoare. Ziceți voi că nu este. O făcut astăzi. Și studiez planta în totalitate, rădăcină, tulpină, frunze, constituție, toxicologie, proprietăți medicinale, proprietăți spirituale, absolut orice. Și vezi că dai de 15 pagini, 20 de pagini despre planta respectivă. Spui, gata. Știu planta, știu și oare cum interacționează planta cu omul. Ce efect produce sănătoarea în el, persoana respectivă, dacă eu recomand că e va sănătoare? Ce ecou produce ea acolo? Când beau ceai de sănătoare, nu doar că mă liniștește, dar mă pune într-un echilibru total cu soarele, cu lumina, mă umple de lumină, de căldură pe interior, mă umple de vitalitate, chiar dacă este o plantă care relaxează, care lucrează împotriva depresiei. Și nu știm noi despre sănătoare că ea lucrează cel mai mult și mai mult pe partea de digestie, pe partea de ficat și pe partea de restaurare a nervilor. E un tonic nervin foarte puternic și foarte fain.
tonifică musculatura și de asta sunătoarea este foarte bună după eforturi fizice intensive, atât emoțional cât și fizic, mai ales fizic. Ei, și cum interacționează ea cu alte persoane? Dacă o persoană are un metabolism mai greoi, cum o afectează? Dacă are un organism mai slab, cum o afectează? Și nu uităm că sunătoarea interacționează foarte mult cu celelalte medicamente. De asta trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm. Cum gestionăm această parte de ce oferim noi ca tratament și medicamentele pe care le ia fiecare om în parte. Pentru că vedem, luăm zilnic pastile și chiar dacă nu încurajez pastilele, uneori sunt necesare și nu vrem să dăm oamenii deoparte de pastile. Trebuie să găsim oameni care și doctori care să recomandă cât mai multe ceaiuri, cât mai multe suplimente, pastile pe bază de plante, cât mai natural posibil. Și de asta, dacă aveți doctori acasă, dacă aveți cunoștință sau lucrați cu un doctor, recomandați, spuneți-i din prima: domn doctor, eu vreau să iau niște pastile cât mai naturale. Și doctorul trebuie să știe și partea asta naturistă, ce se recomandă. Dacă nu știe să recomande, vă sfătuiesc să vă găsiți pe altcineva. Pentru că este mai bine să rezoneze cu voi medicamentul decât să vă facă mai mult rău. Pentru că dintr-o singură afecțiune trebuie să vă treziți cu un pumn de pastile. Doar ca medicul respectiv să-și facă norma de pastile, să-și facă cota de vânzare. Din păcate, asta este realitatea. Medicii primesc cotă de la farmacii, de la producătorii de pastile, de fapt, să recomande. Asta este realitatea, din păcate. Și trebuie să găsim oameni, pentru că sunt foarte mulți oameni, sunt foarte mulți medici care recomandă partea asta naturistă și apreciez foarte mult chirurgi, oameni super competenți și privesc și către natură. Nu o dau deoparte, pentru că de acolo au venit, de acolo venim. Acum intrăm în polemici și nu este locul. Să zic că noi, ca herbaliști, trebuie să fim foarte atenți cu persoana respectivă, ce medicații are, să nu recomandăm doze prea mari de plante, de tincturi, ca să-i facă rău. De exemplu, dacă conduce, dacă este într-un mediu activ pe partea asta de conducere, de condus la volan mult, de a avea joburi de concentrare în acest fel, nu trebuie să-i dăm doze puternice, trebuie să dăm dozele mai mici în mod normal. Și tot așa. Deci, având paleta asta de cunoaștere, aplicăm regula să nu facem rău. Tot timpul să fie în spatele minții noastre, nu una ne opri de a face, de a lucra cu plantele și cu oamenii, și de a fi foarte atenți și de a pune întrebările corecte omului ca să aflăm răspunsurile cât mai corecte și mai curate pentru a prescrie ceva cât mai competent. Vedem că doctorii se uită pe analize și dau așa, de bandă rulantă, pastile, 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 ceva ce ei au deja într-o listă și trebuie să le vândă. Nu se uită la om, nu se uită la mediu, nu se uită la felul cum interacționează, nu le interesează chestia asta. Nu cred că ați întâlnit medici sau deși, mă refer, nu cred că ați întâlnit des, să fiu mai corect, medici care să vă întrebe înainte să vă scrie rețeta de care este relația voastră cu un partenerul, cu părinții, cu vecinii, cu colegii, care este mediul în care locuiți, cum locuiți, cum vă hrăniți, ce dietă aveți. Și în funcție de asta să vă dea rețeta. V-ați găsit voi medici de genul ăsta? Știe că trebuie să prescrie asta, asta și asta și asta și asta. Nu-l interesează cum interacționează cu tine, dacă strică modul, dacă ți afectează capacitatea de a te concentra la muncă, de a relaționa cu ceilalți. Da, te poți face bine cu ele,
dar te dezechilibrează pe celelalte părți. Și noi asta încercăm să evităm, să nu dezechilibrăm, să nu facem rău, să fie totul în armonie. Și unele plante relaționează bine cu mine, de exemplu, alte plante relaționează prost cu tine. Aceeași plantă sunătoare, de exemplu, relaționează bine cu mine, cu tine poate să relaționeze altfel. Și trebuie să fiu foarte atent la cum relaționează cu tine, nu ce îmi produce mie. Da, pe mine mă bucură ceaiul ăsta acum, mă super detensionează, dar poate pe tine îți coboară foarte mult moodul, poate nu ai nevoie de asta. Dacă iei o pastilă de tensiune, de exemplu, și îți recomand ceai de sunătoare, în combinație cu pastilele tale zilnice, tensiunea arterială scade foarte jos și ajunge într-un mood foarte low. Foarte low, nu ai energie, ești fără vlagă și nu-mi doresc asta. Asta îi încurajez pe toți care intră pe calea asta a herbalismului, care nu neapărat vor să ajute vecinii sau dar care vor să-și ajute membrii familiei și să se ajute pe ei. Când înveți despre plante, automat înveți despre oameni, înveți despre biologia lor, despre anatomia lor, despre nutriția lor, despre psihologia lor. Pentru că plantele asta te învață. Anatomia, biologia, spiritualitatea, fiziologia, psihologia. Toate acestea înglobate, asta te învață plantele. Dacă iei planta și o tratezi individual, nișat, doar pe partea de biologie, ai pierdut foarte mult din ceea ce este planta. Planta este și spirituală, este și medicinală. E ca și cum, să zic așa, o analogie. Alegi un om doar pentru că este frumos. Atât. Îți alegi partenerul de viață doar pentru că este frumos. Îți alegi lângă tine partenera de viață doar pentru simplu fapt că este superbă, frumoasă. Atât. Fără să te uiți la sufletul ei, la istoricul ei, la capacitățile ei intelectuale. Dacă este frumoasă, este ca un accesoriu. Și multe alte exemple. Asta mi-a venit acum pe primul moment. Așa că, dragilor, avem grijă să nu facem rău, să nu ne facem nouă rău, pentru că dacă facem cuiva rău, automat ne facem și nouă rău. Și, în primul rând, să ne facem nouă bine, să testăm pe noi, să vedem cum reacționează. Și când am verificat pe noi, atunci putem să oferim și celorlalți. Așa că nu recomand nimănui să prescrie o plantă ce nu a testat-o niciodată pe el, nici măcar într-un singur ceai, chiar dacă a luat-o uscată din plafar. De asta zic, testați plantele în mediile lor, duceți-vă în natură, găsiți-le, conectați-vă cu ele, vedeți cum crește, cum arată ea vie, cum arată ea iarna. Voi știți cum arată sunătoarea iarna sau pătlagina iarna, cum arată ea primăvara, cum arată plantele primăvara în fiecare stagii ale dezvoltării lor. Petreceți mai mult timp cu plantele, alături de plante și cunoașteți-le. Lăsați-le să vină către voi să vă arate toate cunoștințele. Lăsați-le să interacționeze cu voi, astfel încât să înțelegeți cum este să lucrezi cu planta. Și după ce ai lucrat cu planta, este crudă în mediul ei, o iei acasă, lucrezi cu ea în continuare și tocmai apoi poți să o recomanzi. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dacă pe tine nu te iubești, cum poți să iubești pe cineva? Cum poți să-i oferi lui iubirea când tu nu știi ce este iubirea? Spui cuiva, te iubesc, dar pe mine mă urăsc. Știți că asta este ipocrizie, nu?
cum poți să știi că ceea ce îi oferi partenerei sau partenerului, acea iubire, este iubirea sănătoasă și este, în primul rând, iubire. Dacă ție nu ți oferi. Cum poți să vezi frumosul în cineva dacă nu-l vezi și în tine? Cum poți să-i spui persoanei de lângă tine, știi, ești tare frumoasă, ești absolut extraordinar, dacă nu-l vezi frumosul în tine? Vorba aceea, frumosul din mine salută frumosul din tine. Urâtul din mine salută urâtul din tine. Pentru că suntem și frumoși, suntem și urâți, în egală măsură. Și va trebui să ne acceptăm cu totul. Vă mulțumesc, dragilor, și ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod cu un cei, la un cei cu un herbalist. Așa că vă mulțumesc tare mult pentru acest timp. Mi s-a uscat și gura. Toată ziua am vorbit. Toată ziua. Așa că v-am lăsat să aveți o seară absolut minunată, să vă bucurați de aceste zile de soare, de pe 20 până pe 22. Și pe 23 vin și sunt zienele, deci este o perioadă foarte importantă spiritual. Se zice că de sunt ziene se deschid cerurile, vălul dintre lumi devine mai subțire și este un moment de maximă conexiune între toate lumile. Așa că haideți în natură. Vă aștept sâmbătă la o ieșire în natură de a descoperi plantele medicinale și de a găti în natură, de a face focul, de a sta la foc și a ne povesti în pădure despre magia plantelor. Așa că, până data viitoare, să avem un timp frumos. La revedere!